Un alt sales funnel este cel de launch. Și ăsta este cel care promovează foarte, foarte mult Jeff Walker, the launch, lansarea. Și aici avem patru videouri care urmează să fie lansate gratuit, în fiecare zi câte un video și la sfârșit în, în ultimul video facem un pitch către un produs. Și, bineînțeles, noi încercăm să vindem un anumit produs. Pagina asta practic este ultima de pe, este ultima de pe care poți urmări toate cele patru videouri. În schimb, sign up este pe prima pagină, arată similar, doar că are un name and email uh, fields, ca cineva să poată da sign-up. Să vedem dacă nu putem găsi... Oh, there you go. Deci asta e practic uh, sign-up page pentru acest 4-day course grow your YouTube channel in the next 30 days or less, even if you have no previous experience, sign up for this free YouTube training and I'll give you my uh, YouTube channel growth map for free. Bum, bum, bum. Și apoi, bineînțeles, le oferim cele patru titluri. După cum vedeți, toate celelalte, celelalte trei sunt cu gri. Acesta, care e primul, are legătură cu cel care este deja live. Și în momentul în care, dacă intrăm și dăm sign up, după cum vedeți, Bun, intrăm aici și putem urmări primul video. După care, celelalte trei, în momentul în care cineva a dat sign-up, noi am colectat name, email și acum avem informația lor, putem face un email follow-up ca ei să poată urmări în continuare toate cele... <laughs> ce văd câteva, câteva, întrebări de la persoanele care au dat sign-up. Da? Deci asta este oarecum funelul promovat foarte, foarte mult de Jeff Walker. Nu doar promovat, chiar și oarecum inventat el. El l-a făcut uh, public, ca să zic așa. Deci putem folosi acest... Aș o să trec uh, puțin să explic și câteva prețuri pentru fiecare dintre funelurile care le-am prezentat. Uh, Într-un funel de genul ăsta am putea vinde un produs care se vinde cu aproximativ 300 de la 300 de dolari până aproape de 6-700, câteodată chiar și 1000 de dolari. De ce spun asta? Este vorba de patru videouri care aduc foarte multă valoare uh, vizitatorului, urilor care devin persoanelor care devin liduri. și la sfârșitul celor patru videori oferim posibilitatea de a lucra împreună, posibilitatea de a cumpăra un curs și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care se pot oferi la sfârșit în schimb nu aș recomanda să încercați să vindeți un produs mai scump de uh, 1000 de dolari cu un funel de genul acesta, pentru că este o perioadă destul de lungă între primul video și al patrulea și chiar dacă oarecum se consideră faptul că aducem mai multă valoare din prima zi începând până într- a patra, este totuși o perioadă de patru zile, care trebuie să înțelegem este destul de lungă, și multă lume nu o să ajungă până la al patrulea video din mai multe motive. Devine interesat pe parcurs, pierd e din uh, inbox, e se livrează în spam uh, și așa mai departe. Pot fi foarte, foarte multe lucruri care se întâmplă și ei pot rata ultimul video, da? Uh, și atunci vor rămâne doar cu primul. De este foarte, foarte important să ne concentrăm pe uh, livrarea foarte, livrarea a foarte multă valoare începând cu primul video pentru ca cineva să vrea să deschidă e mail ce urmează în, în 24 de ore, în 48, 72 de ore. Și după cum am spus, fiecare acțiune dintr-o campanie vinde următorul pas. În momentul în care cineva dă sign-up la, video la, la cursul respectiv de 4 zile, finalul videoului din prima zi trebuie să vândă faptul că a doua zile vom oferi ceva ce ei vor. Același lucru se întâmplă și în ziua 2, ziua 3, ziua 4 și așa mai departe. Deci e foarte, foarte important să ne aducem aminte că aceste lucruri se întâmplă la fiecare pas. Fiecare pas al campaniei trebuie să vândă următorul pas din, uh, din funel.